Cu fiecare zi în care ataca pe cărturarii și farisei fățarnici, creștea și mulțimea admiratorilor din popor. Dar sporea și împotrivirea din partea celor mustrați de el. Pe când era în templu, Iisus a văzut o văduvă săracă, dăruind doi bănuți. Nu poți da mai mult? Adevărat vă spun că această văduvă a dat mai mult ca toți ceilalți. Căci toți au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce a avut ea ca să trăiască. Spune-ne, cu ce putere faci tu aceste lucruri? Cine ți-a dat dreptul? Am să spun și eu o întrebare. Spuneți, dreptul lui Ioan de a boteza venea din cer sau de la oameni? Ce vom spune? Dacă spunem din cer, el ne va spune, nu l-ați crezut pe Ioan. De vom zice că e de la oameni, mulțimea ne va omorâ, pentru că toți l-au crezut proroc. Dar noi nu știm de unde venea. N-am să vă spun nici eu atunci cu ce putere fac aceste lucruri. A fost odată un om care a sădit o vie, a arendat unor vieri și a plecat apoi pentru mai mult timp. Când vremea culesului de struguri a venit, a trimis la arendaș un rob ca să-și primească partea ce îi se cuvenea. Dar arendașii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mile goale, așa că a mai trimis un rob. Ei l-au bătut și pe acela, l-au batjocorit și l-au trimis de asemenea înapoi. El l-a trimis și pe al treilea. Ei l-au rănit și apoi l-au aruncat afară. Stăpânul vie a spus, ce să fac? Am să trimit pe fiul meu iubit. Poate că îl vor primi cu cinste. Dar când vierii l-au văzut venind spre ei și au spus, iată moștenitorul, să-l ucidem ca moștenirea să devină noastră. Spune-ne mai departe. L-au aruncat din vie afară și l-a omorât. Acum ce le va face stăpânul viei acestor arendași? El va veni și îi va omorâ și via o va da altor vie. Ce înseamnă toate aceste cuvinte? Piatra pe care zidarea o lepădat-o ca nefolositoare a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Oricine va cădea peste această piatră va fi zdrobit de ea. Și dacă ea va cădea peste cineva, pulbere îl va face. Învățătorule, știm că vorbești și înveți drept și că nu cauți la fața oamenilor și că înveți adevărul despre voia lui Dumnezeu pentru om. Spune-ne, este împotriva legii noastre să plătim bir cezarului roman sau nu? Ai grijă, Doamne! Vor să te prindă! Arătați-mi un ban. Al cui chip și slove sunt pe el? Cezarului! Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Asta ce mai răspundeți?